Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de Master League cu AS Roma. Ușor, ușor legăm echipa și rezultatele sunt mult, mult mai bune. Data trecută ne-am prezentat aproape perfect, am reușit să ducem echipa din nou pe prima poziție în Serie A. Am început cu un 1-0 pe meața cu Inter, după 1-0 și cu Torino am simulat acest meci, doar 0-0 cu Atletico Madrid pe Olimpico în meciul numărul 2 din grupa de Champions League. Simulăm la Veneția și ne impunem 1-0 din nou, 2-0 cu Pisa în Cupa Italiei, ne impunem 1-0 în deplasare cu Monaco în grupa de Champions League, după simulăm ultimele 3 partide, 2-0 cu Spal în Serie A, 1-0 cu Sassuolo și 2-2 cu Sampdoria, din păcate. Astăzi începem cu Monaco, returul din Champions League pe teren propriu, simulăm meciul de la Bologna, iar după terminăm cu două derbiuri acest episod. Jucăm cu Lazio pe Olimpico, derby de la Capitale și terminăm cu un derby del Sole cu Napoli în deplasare. Așadar, trei meciuri foarte importante astăzi, mai ales că am reușit să ducem acum echipa acolo pe prima poziție în Serie A. Avem și acest retur cu Monaco, care este și unul foarte important. Trebuie să scoatem din nou trei puncte și să încercăm deja să ne luptăm acolo pentru calificarea pe mai departe. Vine Monaco cu 4-2-4, o echipă ofensivă, o echipă care are calitatea acolo în ofensivă, Volland 82, Ben Yedder 84, doi jucători care pot pune probleme. Suntem ok din punct de vedere fizic, hai să mergem la meci. Până la urmă, am reușit să câștigăm și primul meci în grupa de Champions League. Ne-am impus în deplasare la Monaco, iar astăzi avem returul pe Olimpico. E foarte important și acest meci pentru că în acest moment avem doar 5 puncte. La primele două meciuri am scos 2 egaluri, egal în deplasare la Kiev și egal pe teren propriu cu Atletico Madrid. Ne-am impus în meciul 3 la Monaco, iar acesta este unul foarte important, acest meci cu Monaco pe Olimpico, pentru că dacă ne vom impune, facem un pas foarte, foarte mare spre primăvara Champions League. Zic eu că plecăm favoriți, mai ales că ne-am impus la meciul tur, însă trebuie să fim foarte, foarte atenți. Monaco are calitate, jucători buni acolo, în special în atac, Fabregas la mijloc, jucători da, cu calitate care pot pune probleme dacă noi tratăm serios. Trebuie să încercăm să începem cu dreptul astăzi, să plecăm cu 3 puncte și după să ne concentrăm la ceea ce urmează în seria, pentru că avem două meciuri foarte dificile, două derbiuri în următoarele etape. Hai să ne concentrăm, hai să dăm bunul pe hai să scoatem 3 puncte. Întoarce la Diogo Costa. Pinge lungă, Lorenzo e acolo și ar respinge, Luis Diaz. Șează Tammy pentru Lorenzo, pasă în adâncime pentru Zaniolo. Zaniolo șasează și aminge pentru șut, este blocat, însă Tammy e pe fază. Ce face 1-0? Da, reușit să deschidem scorul, minutul 20, foarte bun acest șut al lui Zaniolo. E atent acolo Tammy, recuperează și cu poarta goală n-avea cum să rateze. Începem destul de bine, da? Am stat sus, am căutat să atacăm și până la urmă deschidem scorul. Că e bine, s-a lăsat aici Zaniolo cu șut, respinge Diogo Costa, însă e atent Tammy, e în poziție regulamentară și reușește să marcheze acolo cu poarta goală. Bun. Începem foarte, foarte bine și în acest moment luăm o opțiune foarte serioasă, chiar la prima poziție în această grupă de cel. Luis Diaz poate da drumul unui contraatac, Zaniolo primește pe 16 metri, se toace cu fața, Nicola Zaniolo din nou respinge Diogo Costa. Pasează aici în bandă Pereira, în centru, pasează însă greșit. Kevin Volland pleacă pe o contră, atent însă Ceballos. Pereira. Din nou Ceballos, coboară Lorenzo și primește. E blocat însă acolo foarte ușor. Kevin Volland pleacă pe contraatac. Volland accelerează. Volland trimite pe lângă poartă. Doamne, ce gafă face în defensiv aici. Cât de ușor blochează acolo Fabregas, iar după Kevin Volland nu putem să ne ținem de el. Avem noroc că finalizează cu dreptul. Finalizează pe lângă. Scăpă.
S-a terminat prima repriză. Wolves 0 Pro Olimpico, o primă repriză bunicică, am stat bine în treimea adversă, am stat sus, am reușit să marcăm și un gol, însă foarte aproape, Monaco să dea lovitura la acea cafă în defensiva noastră, am avut noroc însă că Volant nu a prins poarta. Maria Schiele, Golovin, Balde, direct pentru Ben Yedder, se întoarce cu fața, Volant este blocat acolo, însă rămâne în posesie și încearcă poarta, prinde lui Patricio. Zaniol intră în zona centrală, Zaniol își creează culoar de șut, însă șutează slab, rău de tot, foarte slab șutul, trece ușor de Golovin acolo, însă după șutul se duce mult peste. Balde întoarce aici la CDB, atent, Spina reușește să recupereze, Luis Diaz are spațiu foarte bun, Luis Diaz, suntem 3 vs 2 în zona centrală, Diaz mai departe pentru Zaniolo, Nicola, Zaniolo, 2-0, contraatac perfect și în acest moment punem punct acestui meci. S-a apărat foarte bine Monaco astăzi, au închis de foarte multe ori, când eram acolo aproape să ne marcăm, intervenea ori Badia și ori celălalt fundaș central, însă până la urmă acest contraatac curge perfect și Zaniolo scrie pentru 2-0. Da, contraatac perfect, accelerează acolo Luis Diaz în zona centrală, îl găsește pe Zaniolo în poziție regulamentară, iar după Zaniolo finalizează perfect la colțul lung și se face 2-0 în acest moment, punem punct acestui meci și avem încă 3 puncte în geantă. Tabale joacă aici cu Boatu, vine Klosterman și fură acea minge, Luis Diaz pentru Tammy, se desprinde Tammy acolo de adversar, rămâne singur cu portarul, Tammy Abraham, prea tare scărița, haide bă. Prea ușor tratăm această situație, era portarul ieșit, încerc o păscăriță, însă prea tare, Vareca. În centru la Balde, protejează acolo foarte bine Ndidi și recuperează, pleacă Tammy în adâncime, Tammy rămâne din nou singur cu portarul, Tammy Abraham își așează acea minge pe dreptul și de data asta mai ratează. 3-0, dar reușim să surprindem pe contraatac. E clar, s-a desfăcut Monaco pe final de meci, a încercat să vină acolo în ofensivă, însă reușim noi să creăm două contraatacuri perfecte și să marcăm de două ori. 3-0 și mergem mai departe în acest moment. E clar, nu cred că mai putem avea emoții în grupa asta cu 8 puncte. Acum, cred că și un egal ne-ar fi suficient pentru a prinde primăvara Champions League. Foarte bun Tammy aici. S-a descurcat foarte bine Ndidi acolo, pasa e perfectă. Rămâne singur cu portarul Tammy și așează mingea pe dreptul. Iar după finalizarea este acolo, în plasa laterală a colțului și portarul la o șansă. Bum! Maria Schiele întoarce la Diogo Costa, degajare lungă și s-a terminat, dublă a lui Tammy, gol și Zaniolo și reușit să scoate 3 puncte foarte importante, arătăm că suntem într-o formă foarte, foarte bună, 3-0 cu Monaco, n-a pus această echipă probleme mai deloc, în afară de ce acea greșeală în prima repriză atunci când noi am pasat practic cu Volant și putea să egaleze, n-a avut această echipă mai nimic. 3 puncte foarte bune, 3 puncte care ne dau speranțe foarte mari pentru viitor. Reușim să urcăm pe prima poziție și în grupa de Champions League. După 2 victorii cu Monaco, suntem acolo. Pe prima poziție, un punct peste Atleti, 2 peste Monaco, însă e clar, de acum încolo, cred eu că suntem favoriți la calificare. Cred eu că o singură victorie în următoarele 2 partide ne poate asigura primăvara Champions League. Începem foarte, foarte bine, ne impunem 3-0 cu Monaco, însă după această victorie în Champions League simulăm cu rezervele meciul de la Bologna,
și pierdem cu 1-0. Da, din păcate ne strică forma acest meci și vine această înfrângere într-un moment foarte important pentru noi, pentru că avem derby cu Lazio, derby local, dar și de clasament la 3 puncte în spatele nostru, Lazio locul 5 acolo, vedem profită Juventus și Atalanta și vin la un punct în spatele nostru, Milanul se află și ea la 3 puncte acolo, așadar ne așteaptă un meci foarte, foarte dificil, avem derby de la capitale și trebuie să ne impunem, e cel mai important meci al sezonului, așadar nu avem nicio scuză dacă nu ne ridicăm la un nivel important la acest meci. Suntem ok din punct de vedere fizic, intrăm cu titularii, nu înțeleg de ce suntem ușor obosiți, pentru că am jucat cu rezervele acel meci, chiar nu știu ce s-a întâmplat. În fine, hai să mergem la meci. Derby de la Capitale, cel mai important meci al sezonului pentru noi. Întâlnim Lazio, suntem echipa gazdă astăzi, așadar trebuie să scoatem o victorie. E un meci foarte important, dacă nu reușim să ne impunem, probabil putem chiar pierde prima poziție, așadar e o presiune foarte, foarte mare pe noi astăzi. Trebuie să scoatem 3 puncte, să ne distanțăm față de Lazio, pentru că în acest moment Lazio se află la 3 puncte în spatele nostru și poate profita. Dacă pierde, Lazio poate trece chiar peste noi în clasament. E cel mai important meci al sezonului, hai să ne concentrăm superb această coreografie. Francesco Totti acolo 3D în tribunele de pe Olimpico arată foarte, foarte frumos și trebuie să câștigăm acum acest meci. Hai să ne concentrăm. Ricardo Pereira. Sază foarte bine aici în bandă Ricardo Pereira și creează un spațiu foarte important. A Pereira în centru acolo pentru Tammy. Șut însă pe lângă poartă. Cât de bine a pătruns aici Ricardo Pereira în bandă. S-a creat un spațiu foarte, foarte bun acolo. Caută o pasă la Tammy. A preia Tammy însă. Finalizează slăbuț dintr-un unghi. E greu acolo însă. Am așteptat să prindă măcar poarta. Pentru Aspir. Pasă pentru Tammy, Lorenzo mai departe pentru Zaniolo. Zaniolo rămâne singur cu portarul. Zaniolo prinde Stracoșa. Ce scat acolo în șurubare pe lângă fundașul advers. Să șutul este nasdăruț. O așează pentru Ceballos. Din nou Lorenzo. Mai departe Spin. Klostermann încearcă să trimită înapoi, însă e blocată pasa și recuperează Lazio. Ciro pentru Marusic, Marusic e acolo în zonă centrală, pasă la Ciro și 1-0 pentru Lazio. Foarte ușor primim gol aici. Greșim pe construcție, pe contraatac, da, specific nou. Greșim pe construcție, contraatac Lazio și Ciro Immobile reușește să marcheze. Ce greșeală am putut să facem aici, pasă simplă, Ciro trimite în adâncime pentru Marusic, Marusic așteaptă acolo venirea lui Ciro care reușește și Ciro prinde un șut la colțul lung, deci urmează pentru Rui Patricio și se face 1-0 destul de repede și destul de ușor. Luis Felipe joacă lung și se termină prima repriză, o primă repriză slabă din partea noastră. Prima repriză care greșim acolo în defensivă și Lazio profită imediat. Nu prea am existat pe faza ofensivă, deși posesia a fost de partea noastră. Până la urmă e 1-0 pentru Lazio. Lorenzo în zonă centrală. Îl caută pe Tammy. Tammy așează aici pentru Luis Diaz. Se întoarce cu fața Luis Diaz. Cercă o pasă atentă să Luis Alberto. Milinkovic-Savic, Basic, Lulic, Muriqi. Și să recuperăm acolo, sare mingea la Lulici. Excelent, Mancini recuperează, excelent, însă din nou tehnicul celui de la Lazio. Marusic urcă din nou în dreapta, centrează Marusic pentru Muriqi, fiind lăsat pe lângă. Doamne, doamne, câte tehnicuri în acest meci, absolut incredibil la Lazio. Alunecare după alunecare, topor după topor și pierdem de foarte multe ori, foarte ușor mingea și vedem aici putea Lazio să marcheze din nou.
Se vede în ție, Luis Alberto execută această fază fixă. Alberto la apă, prima oară, reia cu capul acolo, un jucător lațial și scăpă scoada lui Bonaisiu. Sinistera, Eduard se întoarce cu fața, Eduard este luat pe sus, să sare mingea la apă, Zaniolo apasă aici pentru Lorenzo, reprimește, nu. Dar recuperăm prin Ceballos. Sinistera pentru Zaniolo, Lorenzo! Ce finalizare slabă! Cât de bine recuperăm aici, însă Lorenzo din 11 metri nu reușește să finalizeze cum trebuie. Vinia. Coboară aici Sinistera pentru a primi Sinistera în centru la Eduard. Vine Vinia acolo, Vinia pentru Eduard. Eduard se întoarce cu fața. Eduard! Eduard! Eduard ratează lui și a reușit să aibă minutul 91 prin Zaniolo. Haide, până la urmă, ce putem spune că a avut gulal această fază, însă cât de bine s-a descurcat acolo Eduard, prinde poarta, este salvat portarul lațial de acea vară, însă Zaniolo e pe fază și reușește să egaleze. Deci, pe vorbă de offside aici, Zaniolo nu are cum să îndreteze cu poarta goală. Din păcate, greșeala noastră din defensivă a fost una foarte, foarte mare. Ne-a ghinuit după tot meciul să egalăm, reușim aici în minutul 91 și trebuie să fim mulțumiți până la urmă cu egal. Asta e greșeala Costia. S-a terminat. Doar 1-1 în derby de la Capitale. Un rezultat care ne convine. Un rezultat slab. Un rezultat de la care așteptam mai multe, așteptam 3 puncte. Zic eu că am dominat ușor partida, însă până la urmă Lazio a profitat de acea gafă în defensiva noastră. Crotone Bologna 0-1, Genoa Sampdoria 2-4, Parma Sassuolo 0-3, Inter Spal 1-1, Torino Venezia 0-2, Atalanta Napoli 0-1, Fiorentina Milan 1-0, Hellas Juventus 0-1 și Udinese Cagliari 0-3. Eram sigur. Profită Juventus, trece în fața noastră, picăm pe 2 din păcate. Doar un punct în derby de la Capitale și mergem mai departe. Un nou derby pentru noi, mergem la Napoli, derby del Sole și intrăm cu rezervele la acest meci. Suntem destul de obosiți, titularii resimt meciurile din 3 în 3 zile și vom încerca să îi odihnim la acest meci, mai ales că l-am pierdut și pe Zaniolo, acum s-a lovit, e lovit și Florenții, așadar trebuie să încercăm să acoperim cu rezervele în următoarea perioadă. Mă uitam așa la trupa celor de la Napoli și arată foarte, foarte bine. Scufet 75, Koulibaly 86, Manolas 84, Di Lorenzo 80, DM cu Lobotka 80 la mijloc, Zielinski 79, Insigne 82 și Osimhen 82. Arată foarte, foarte bine această echipă. E clar, ne așteaptă un meci foarte greu. Hai să mergem la meci. Nouă derby. Mergem la Napoli pe Diego Armando Maradona Stadium. Arată foarte diferit față de cel din realitate. Mult mai bine acest stadion și ne așteaptă un meci foarte dificil. Am avut meci greu și cu Lazio, am dominat, zic eu, din punct de vedere tactic, din punct de vedere al posesiei, din punct de vedere al ocaziilor, însă a fost foarte aproape a Lazio să dea lovitura în ultimul meci. Ne-a condus până în minutul 83, atunci când am reușit noi să egalăm. Așadar, ne așteaptă un nou meci greu, ne așteaptă o partidă dificilă la Napoli. Trebuie să ne revenim, trebuie să câștigăm și să încercăm să luăm din nou fața celor de la Juventus, să încercăm să revenim acolo pe prima poziție. Hai să ne concentrăm aici pentru Napoli, a executat Insigne. Pe 16 metri e Cristante acolo, Osimhen are un tecnic perfect, Zielinski pentru Mario Rui. Întoarce la Insigne, Insigne caută poarta, prinde Livakovic. Cristante, bun această pasă pentru Jordan Veretout. Cengiz Under pasează însă greșit. Zielinski. Osimhen. Călcâi pentru Zielinski. Vine Diawara acolo să blocheze. Nu reușește Zielinski. Caută poarta și scoate Livakovic acel șut.
ușor suntem surprinși aici pe zona centrală, se desprinde acolo foarte bine aici adversarul și caută poarta, scoate însă Livakovic. Insigne centrează la prima bară, Manolas se deviază, Dave angajează de acolo de la prima bară, recuperează. Din nou un tackling perfect, recuperează Insigne. Lobotka. Pasă pentru Willy Osimhen în centru, Zielinski caută din nou poarta. E fază pentru Napoli, noi deocamdată n-am reușit să trecem de jumătatea terenului. Se prezintă foarte bine Napoli la acest meci, tackling-uri perfecte și deocamdată ne țin departe de poarta lor. Cristante deschide în dreapta la Karsdorp. Karsdorp se întoarce, un nou tackling perfect al lui Insigne. Rămâne Karsdorp în posesie. Veretout. Veretout încearcă o pasă la decime, intercepție și prinde scufe. Pe acolo. Aruncă scufe greșit, Sinistera încearcă o pasă pentru Cengiz. Cengiz e 1 la 1 cu portarul și e 1-0. Ce gafă face scufe. Da, o primă repriză în care suntem dominați, o primă repriză în care Napoli a fost peste noi, trei ocazii bune de a deschide scorul, însă până la urmă este 1-0 pentru noi. Greșeală imensă a lui Scufe, degajează direct la Vinia. Vinia îl găsește pe Cengiz de acolo și e 1-0. La fază perfectă aici, gândită perfectă. Vinia a jucat din prima pentru Sinistera, iar după Cengiz se descurcă foarte bine acolo suprafața de pedeapsă. Cu latul trimite la colțul lungă, nicio șansă pentru Scufe și 1-0. Acum încolo sperăm noi să fim mai ușor meciuri. Sperăm noi să fie spații mai mari acolo în defensiva celor de la Napoli, pentru că e clar, vor ieși la atac. S-a terminat. Se termină prima repriză, 1-0 pentru noi, așa că spuneam și mai devreme, dominați în această primă repriză, însă reușim noi să deschidem scorul printr-o gafă imensă în defensiva celor de la Napoli. Suntem în control, zic eu că putem să scoatem 3 puncte, ca să ne concentrăm să fim mai buni în această a doua repriză. Centru Eduard liber, însă blochează Insigne. Koulibaly. Încearcă o pasă pentru Insigne și intră foarte bine, însă e atent acolo Cristant. Cengiz Yunder. Din prima pentru Oțun Eduard. Pasă înapoi la Cengiz. Cengiz Yunder scoate însă portarul Scufet. Stânga la Insigne. Insigne este deposedat foarte bine de Diavara. Pasă în greșit Zielinski pentru Zielinski. Finalizează. Ce gafă comitem aici. A reușit să recuperăm, însă pasăm aiurea în zona centrală și putea Zielinski să ne execute aici, însă scăpăm. Centrul la Jordan Veretout, Diavara. Pasă pentru Sinistera. Urcă în stânga Vinia. Mai are suflu Vinia, întoarce pentru Eduard, Diavara mai departe pentru Cengiz Yunder. Bum! Ce execuție are Cengiz aici. Atac de la care nu speram la foarte multe, însă reușim să scoatem foarte bine acolo în zona centrală. Iar după Cengiz prinde un șut perfect sub transversală și se face 2-0. Bum! Foarte bun meciul ăsta pentru Cengiz Yunder și arată că ne putem baza pe el atunci când lipsește unul dintre cei mai importanti jucătorii noștri, Zaniolo. Scoate foarte bine aici în zona centrală, Diavara mai departe, iar după șutul lui Cengiz este perfect, nicio șansă pentru Scufe și pune în punct acestui meci, zic eu, nu mai este mult de jucat, se duce acea minge de picioarele lui Koulibaly. Superbă pasa lui Diavara, superbă și finalizarea și 2-0, bum! Hai să încercăm să căutăm poarta. Jordan Veretout se ducea bine, se ducea bine șutul, însă deviază cu capul un fundaș și Scufe prinde. S-a terminat! Bum! 2-0!
în Derby del Sole am arătat bine, zic eu, în special după ce am deschis scorul, au fost emoții foarte mari la poarta noastră. Două ocazii, poate chiar trei foarte bune în primele 30 de minute pentru Napoli, însă doar atât. Noi am fost mult mai periculoși și reușim să marcăm de două ori și plecăm cu trei puncte din acest derby de la Napoli. 3-0 Lazio cu Crotone, Bologna Genoa 1-1, Sampdoria Parma 0-1, Sassuolo Inter 0-2, Spal Torino 1-0, Venezia Udine 0-3, Milan Atalanta 2-2, Juventus Fiorentina 1-1 și Cagliari Hellas 1-0. Se încurcă Juve, revenim pe prima poziție, boom, facem din nou rocadă cu Juve acolo și avem un punct peste ei. Ieșim cu bine și din episodul de astăzi, chiar dacă pierdusem prima poziție, revenim acolo în fața celor de la Juve după ce reușim să ne impunem la Napoli. Am început cu un 3-0 cu Monaco în meciul 4 din grupa de Champions League și trecem acolo pe prima poziție pentru prima oară în grupa de Champions League. Pierdem la Bologna cu 1-0, am simulat acest meci, însă reușim două meciuri bune, zic eu, din care scoatem 4 puncte care ne readuc acolo pe prima poziție. Doar 1-1 în derby de la Capitale pe Olimpico cu Lazio. Am reușit să egalăm pe final de meci și să scoatem un punct, iar după ne impunem 2-0 la Napoli, destul de simplu, și reușim să scoatem 3 puncte foarte importante. La data viitoare avem 3 meciuri consecutive pe care le vom juca. Jucăm acest meci cu Dinamo Kiev în grupa de Champions League și avem nevoie de o victorie pentru a ne califica în primăvara Champions League. După avem derby cu Milan, tot pe Olimpico, și terminăm episodul următor cu Juventus în deplasare. Așadar, încă 3 meciuri foarte dificile data viitoare. Revenim pe prima poziție și cred eu că din nou va fi o luptă în doi în acest sezon între noi și Juventus, însă cred eu că noi avem calitate mai bună, avem echipă mai bună și sper să ne impunem și în acest sezon. Cam atât pentru astăzi, încheiem aici acest episod, prieteni. Mulțumesc pentru atenție, până data viitoare. V-am pupat!